Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii În Culise. Pornind de la ideea că singur ajungi repede, dar împreună ajungem departe, Camera de Comerț Română-Belgiană-Luxemburgheză organizează miercuri 13 septembrie un eveniment de mare anvergură la Iași. Iași Belgian Business Days este un concept care și-a propus să aducă la aceeași masă, în cadrul unei întâlniri ample, oameni de afaceri, administrație publică, astfel încât să se creeze un teren fertil pentru dialog. Mai multe despre ceea ce urmează să se întâmple în cadrul acestui eveniment ne va povesti Elena Paraschiv-Pop, consultant comercial BIROC. Elena, bine ai venit la noi în studio! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Ca să mergem în zona aceasta de Benelux sau prin preajmă, Voltaire spunea că ca să putem să avem un dialog bun, trebuie să ne definim termenii. Și sunt sigură că o parte din telespectatorii noștri se întreabă care este rolul unei camere de comerț? Ce face ea cu adevărat? Camerele de comerț sunt aici pentru a ajuta antreprenorii sau investitorii locali să acceseze tot felul de platforme de conexiuni pentru a intra în contact cu clienți, furnizori, prospecți și așa mai departe. Deci, până la urmă, rolul fiecarei camere de comerț sau asociații de business este de a crea oportunități pentru un mediu de afaceri. Practic, așa am definit noi beneficiile celor care aleg să devină membri BIROC. Ce alte serie de beneficii facem? Acum puțin reclamă, să spunem, ca oamenii, chiar dacă nu sunt în București, pentru că trebuie să recunoaștem, de multe ori este acest miraj al capitalei și ideea că doar acolo se poate face business sau acest dialog între companii foarte mari, dar din câte știu și am aflat de-a lungul evenimentelor la care am participat organizate de voi, atât în Iași cât și la București, au existat niște business-uri mici care au crescut exponențial datorită acestor relații pe care voi le-ați facilitat. Da, într-adevăr, o întrebare foarte bună, Dora. Camera noastră, Camera de Comerț Belgia, Luxemburg, România, Moldova, are mai bine de 11 ani de activitate. Iar în momentul de față, prin comunitatea formată deja de peste 250 de membri, care în general sunt companii fie cu acționariat belgian, primordial, sau companii în care belgienii sunt manageri. Între timp s-au alăturat comunității noastre și antreprenori de alte naționalități sau locali pentru că au înțeles puterea platformelor pe care le-am dezvoltat. Iar aici am să menționez în primul rând evenimentele noastre de referință. Odată Belgian Week, care este un eveniment anual pe care l-am organizat chiar și în Iași în anul 2019, care este un eveniment de obicei de 3 zile în care discutăm despre o tematică, despre o industrie, sau evenimente precum Power Lunch, în care adunăm la o masă de prânz nu mai mult de 20-25 de companii pentru a face trecerea de la o prezentare de business, dar și o conexiune la o masă de prânz. Dar să nu uităm totuși de evenimentele de networking pur pe care le organizăm atât la București cât și în țară. Ce v-a făcut să organizați acest eveniment la Iași, acest Iași Belgian Business Days? Există investitori belgieni pe piața din Iași? De ce tocmai Iașiul? Am venit din nou la Iași, tocmai prin prisma rezultatelor pe care le-am avut în 2019, când am organizat Belgian Week, în care au participat peste 300 de oameni. Pentru noi a fost un semnal bun că este o zonă în care există o dorință acerbă de dezvoltare pentru mediul de afaceri și atunci ne-am dorit să revenim. Ok, a venit pandemia, a venit COVID-ul și n-am mai reușit să facem lucrul acesta. Însă, de data aceasta am revenit la Iași în aceeași, cu același drive, ca să spun așa, pentru că avem încredere în mediul de afaceri local și vedem dorința de comunicare și de dezvoltare a business-urilor.
Să nu uităm totuși de colaborarea foarte bună pe care am avut-o cu Primăria Iași și în 2019, dar și acum, ei care și de data asta sunt gazda noastră pentru eveniment. Uite că mi-a scăpat exact elementul jurnalistic. Cine, ce, unde, când? Am citit comunicatul vostru de presă și am înțeles că data este clar, 13 septembrie, ora 16:30, dar aceea este doar partea de networking și cumva de conferință. Știu însă că voi ați pregătit un program mult mai amplu, care se desfășoară pe durata, iată, 2 zile. Dacă ne-ai putea spune mai multe despre el, ți-aș fi recunoscătoare. Într-adevăr, Iași Belgian Business Days este un eveniment care se va desfășura în următoarele 2 zile, deci pe data de 13 și 14 septembrie. El începe cu o vizită la Fălticeni, la fabrica Motexco, care este o investiție belgiană. Ne întoarcem apoi la evenimentul de la primărie, este cel despre care discutam mai devreme, cel de networking și conectare. La primărie începem la ora 16:30, unde vă așteptăm pe toți să veniți să ne vedeți și să interacționați cu comunitatea noastră. Apoi, a doua zi, vom vizita BMT Aerospace aici în Iași, la fel ca și Misa Van și Capra Noastră. Înțeles. Cum ați luat legătura cu aceste companii din Iași, unele care sunt membrii ai camerei, ceilalți care poate au aflat? Cum s-a produs dialogul și organizarea? Păi un specific al Belgian Days, al tipului de eveniment, este ca acolo unde îl organizăm să mergem să vizităm și companiile cu acționariat belgian din zonă. Și de aici am început discuțiile cu cei de la Motexco și de la BMT. Dar ulterior ne-am gândit că fiecare zonă are specificul ei și are business-uri care merită să fie menționate și vizitate pentru datorită succesului pe care l-au avut de până acum. Și intrând în discuție cu mai multe companii, ne bucurăm tare mult că Misa Van și Capra Noastră au acceptat să ne primească delegația în vizită la ei acasă. Din ce am discutat așa o scurtă șuietă înainte de începerea emisiunii, înțeleg că există oaspeți din afara Iașului care vin la aceste zile de business. București, Timișoara, clar un interes față de acest gen de evenimente. Care este motivația lor totuși să zboare sau să bată drumul până la Iași? Și pentru noi ne-a bucurat această mișcare a comunității noastre de a veni către Iași, tocmai pentru că din 2019 n-am mai venit până aici și cred că și asta este unul dintre motivele pentru care sunt atât de mulți doritori. Cu toții vedem ce se întâmplă în Iași, vedem cum companiile se dezvoltă foarte bine în mai multe sectoare de activitate. De aceea, de data asta, am ales să organizăm un eveniment multisectorial și, într-adevăr, mulți dintre membrii noștri au ales să vină la Iași din București, dar și din alte zone ale țării, Brașov, Timișoara, Cluj. O să intru puțin în culise, că dacă acesta este numele emisiunii, cam câți membri aveți, Elena, la nivel de țară? În momentul de față avem peste 250 de membri activi în cameră, dar la aceștia se mai adaugă cel puțin încă pe atâta conexiuni care oricum vin și participă la evenimentele noastre, neavând neapărat calitatea statutul de membri. Dar sunt parteneri și sunt companii care vin oricum să participe la evenimentele noastre. Am înțeles. Spuneai că lansezi o invitație pentru cei care doresc să se alăture evenimentului de mâine, dar la fel de bine știu că trebuie și un angajament, o înregistrare anterioară. Unde ar trebui să facă acest lucru cei care totuși își doresc pe ultima 100 de metri să participe cu un interes real în a stabili relații care să se concretizeze până la urmă în niște contracte sau potențiale premise pentru business-uri viitoare? Într-adevăr, invităm pe toată lumea să se înregistreze la noi pe site berocc.com.
este site-ul comunității noastre, avem acolo o secțiune de evenimente, vedeți mare Iași Belgian Business Days, vă invităm cu drag să completați formularul de înregistrare pentru ca să ne asigurăm că vom avea un eveniment de succes și bine organizat. Mă bucur faptul că ai transmis această informație, pentru că e important ca telespectatorii să știe că, evident, există și niște criterii de selecție pentru a exista o formă de relevanță în cadrul evenimentului, tocmai pentru că știu că aveți destul de mulți invitați de renume, atât local cât și național, care vor aborda o serie de teme. Poți să ne dezvălui mai mult despre ceea ce se va discuta la Primăria Iași mâine, începând cu ora 16:30? Sigur, vom discuta, bineînțeles, despre oportunitățile de afaceri de aici, de la nivelul județului Iași, dar și la nivelul regiunii Moldova. De asemenea, evenimentul va pune accentul sau pune accentul pe crearea platformei de networking pentru ca invitații să poată interacționa cât mai bine unii cu alții, adică spre deosebire de alte evenimente de networking, aici punem la dispoziție un cadru special prin care oamenii se pot conecta, adică își pot schimba cărțile de vizită, astfel încât să se asigure că la finalul evenimentului au întâlnit pe toată lumea. Spune-ne mai multe despre această formă de networking, pentru că trebuie să fac un exercițiu de confesiune. Am fost la, zic eu, destul de multe evenimente și, într-adevăr, există persoane mai expansive, mai extrovertite, care la finalul unui eveniment se cunosc cu toată lumea și, pe de altă parte, există profesioniști nemaipomeniți, oameni de o calitate rarisimă, care, din cauza faptului că sunt introvertiți, rămân într-un colț, poate, și pleacă, știu eu, poate cu cel mult două cărți de vizită. Care este principiul? Adică se face schimb de cărți de vizită, se discută, există un timer. Cum organizați acest lucru? Dora, ai pus punctul pe I. Asta este una dintre principalele provocări, a spune așa, pe care le văd la evenimentele de networking. Într-adevăr, unii suntem mai expansivi, știm să interacționăm mai bine cu oamenii, alții mai puțin. Tocmai de aceea am căutat soluții astfel încât fiecare persoană care este prezentă la evenimentul nostru să aibă oportunitatea să se cunoască măcar cu toate persoanele care sunt la eveniment. Iar de aceea și evenimentul de la Iași are o secțiune de B2B Meetings Marathon, care timp de o oră și jumătate, care timp de o oră și jumătate se creează un cadru ideal, astfel încât oamenii să treacă, să se cunoască de la unul la celălalt până la finalul evenimentului. Mi se pare nemaipomenit. Și după aceste evenimente există și un follow-up, astfel încât, știu, persoanele care au pierdut cartea de vizită sau, știu eu, n-au avut-o, ni se întâmplă tuturor să rămânem fără, fix în preajma unui eveniment important. Cum gestionați dialogul post-eveniment? Dacă poți să spui. Dialogul post-eveniment de obicei se gestionează de către fiecare participant în parte. Să nu uităm că există și o normă GDPR în spate, prin care noi nu putem divulga date personale ale niciunuia dintre membrii noștri fără acordul lor. Și atunci, da, este datorie fiecăruia să poată să facă follow-up-ul de la finalul evenimentului. Nu întâmplător am spus acest lucru, pentru că de multe ori în civilizația noastră latino-balcanică avem senzația că ne-am înscris într-o asociație, într-o federație, ne plătim cotizația și să așteptăm să trăim cam sânul lui Avram, pentru că altcineva ne-a luat povara gestionării relațiilor, a contractelor. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți așteptări nerealiste din partea membrilor și, dacă da, cum ați gestionat situația? Pentru că, dacă am înțeles eu bine la începutul emisiunii, când te-am întrebat cu ce se ocupă o cameră de comerț, mi-ai spus foarte clar că este o platformă care facilitează anumite lucruri, dar nu le face pentru tine. Corect. Din nou ai pus punctul pe ei foarte bine. Sunt într-adevăr companii sau antreprenori care vin la noi și ne întreabă, ok, bun, vin ca și membru în cameră, dar ce faceți voi pentru mine?
De obicei, Alan Scholz, directorul nostru executiv, are o abordare foarte pragmatică, iar răspunsul este, noi nu facem nimic. Și toată lumea rămâne surprinsă. Și da, într-adevăr, o cameră de comerț sau un extern sau orice platformă care există acolo nu poate să facă nimic pentru nimeni, atâta timp cât nu există claritate în ceea ce ne dorim să obținem. Și atunci asta spunem și noi fiecărei entități care vine să interacționeze cu noi, atâta timp cât știți ce fel de oportunități căutați, cu ce fel de conexiuni vreți să intrați în contact, atunci, da, noi putem să creăm platformele pentru ca oportunitățile să se dezvolte pentru dumneavoastră. Splendid. Eu sunt foarte atașată de zona aceasta de antreprenoriat junior și voiam să vă întreb dacă în trecut, pentru că îmi dau seama că o serie de programe poate au fost întrerupte din cauza situației pandemice și atunci poate uneori restartul este mai anevoios din cauza hiatului, dar au fost oare programe în care voi ați susținut educația, dezvoltarea profesională pentru tânăra generație, pentru că există și acest complex al tavanului de stică, trebuie să fiu foarte mare ca să-mi permit să fiu într-o cameră de comerț, pentru că acolo este liga mare, este locul unde doar greii industriei pot să intre. Și dacă ați avut astfel de programe sau membrii mai petit ca să mergem în zona belgiană, cum ați marketat ulterior ca ei să devină la rândul lor niște modele astfel încât și business-urile micuțe să vină cu încredere către Camera de Comerț BRock? Dacă ne gândim, sau ca să răspund la întrebarea referitoare la împingerea antreprenoriatului nou sau așa, da, noi pe de o parte am avut câteva programe de internship în cadrul BRock, prin care au venit câțiva studenți și au lucrat alături de noi o anumită perioadă de timp la activitățile pe care de obicei le desfășuram, și anume organizarea de evenimente sau comunicarea la nivel de cameră și așa. Pentru noi este foarte important să putem să dăm din experiența noastră generațiilor care vin și să le împărtășim cunoștințele noastre, și de aceea dacă mai sunt doritori să lucreze cu noi sau să vadă ce înseamnă să lucrezi împreună cu o cameră de comerț, în continuare creăm astfel de oportunități de internship. Acum, din perspectiva noilor antreprenori, doar să știi că în camera avem antreprenori de toate dimensiunile. Da, sunt câteva companii mari, relevante, belgiene în cameră, dar mult mai multe sunt companiile mici și mijlocii. Și atunci avem chiar și consultanți și freelanceri, practic acoperim cam toate sectoarele de activitate și cam toate dimensiunile. Așa că camera noastră este într-adevăr o platformă pentru toate tipurile de companii care doresc să meargă mai departe cu businessul lor. Iată așadar că indiferent de dimensiune sau dacă ești un intraprenor, poți să aderi la Camera de Comerț și să găsești, poate cu ajutorul fortunei și cu a muncii, niște oportunități care să deschidă noi drumuri. Elena, timpul este foarte scurt cu noi și zgârcit, iar colegii îmi șoptesc în cască faptul că vom lua o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în studio să vorbim despre ceea ce se va întâmpla la Iași, la primăria Iași, mâine de la ora 16:30.